Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2019 Roleplay, după cum v-am obișnuit. Dragilor, suntem la ferma noastră frumoasă aici, mai exact la depozitele noastre de grâu. Și vreau să vă fac un update destul de important și să vă spun că tot grâul cules pe anul acesta l-am băgat aici în hambar, uitați-vă și voi cât de frumos arată. Nu băgați în seamă textura, pentru că textura nu este exact ce trebuie, dar vă dați seama pentru că aveți și voi o imaginație destul de bogată și știți destul de bine că aici se află grâu. Mai am depus chiar foarte mult, dar anul acesta aceasta este recolta, cam atât a ieșit și vreau să mergem. Să ducem câteva utilaje spre ferma cea mare. Vreau să ne organizăm puțin așa și să ducem lucrurile din ce în ce mai mult către ferma cea mare, având în vedere faptul că ferma cea mare este cea care se dezvoltă cel mai mult în perioada asta și celelalte mai mult stau pe loc. Vreau să facem așa videoclipuri scurte, micuțe, în fiecare zi, sper să reușesc eu să fac treaba asta, dacă nu o să reușesc, asta este. Având în vedere faptul că astăzi este duminica, am energie mai multă, nu muncesc chiar atât de mult, doar pornesc eu niște utilaje pe aici și încerc să mă mai mișc, pentru că eu fac mișcare zilnic, așa că ar trebui și voi să faceți mișcare zilnic. Mișcare ajută la circulația sângelui, ajută la sănătate, ajută la mai multe treburi. Ce vreau să facem în episodul de astăzi? Păi nu prea multe, vreau doar să ne mișcăm puțin către ferma cea mare și să vedem poate în episodul următor sau poate chiar în episodul de astăzi, să vedem poate ne cumpărăm un nou tractor. Vreau să dăm niște bănuți pentru un nou tractoraș, am zis eu că să fie un John Deere sau un New Holland, nu mai știu exact ce vreau să-mi cumpăr, dar o să vedeți că vreau să-l ajut odată și odată pe Cristinel. Sărăcia asta de Cristinel, care săracul, na, e om bun, dar mai durează până o să fie om de calitate. Vrea să-i fac terenul acela acolo și o să mă duc să-i fac cu noul tractor ca să vadă că sunt om de-a dreptul deosebit. Și o să-i fac cu tractorul cel nou pe care o să-l cumpăr zilele viitoare. Și de altfel vreau să mai cumpăr și mașini pentru... pentru distribuirea grâului. De altfel, tot zilele astea vreau să mă apuc de siloz. Vreau să, de fapt, silozul să-l desfacem și să ne apucăm de nutreț în silozat, pentru că animăluțele noastre, sincer să fiu, ar că am trebuit să le mutăm pe rație totală mixtă. Deci mai lăsăm iarba deoparte. Dar prima dată cred că o să mă bag în baloții. Avem terenuri de baloți, Doamne ferește, deci nu cred că am mai avut atâția baloți niciodată. Și faza este că ăștia sunt doar un sfert din ce o să avem în anii următori, din cauza că o să ne dezvoltăm și o să devenim cea mai mare fermă de pe județ. Deocamdată cea mai mare fermă de pe județ este Agrivestu. Agrivestu, care săracii fac tot posibilul să se dezvolte de la an la an din ce în ce mai mult. Le iese, dar nu le mai iese cum le ieșea odată în anii din urmă. Nu știu dacă ați băgat voi de seamă, dar agricultura a început să nu se mai dezvolte la fel de repede cum se dezvolta înainte, pentru că, nu știu, ori din cauza la criza asta, ori din cauza mai multor factori, habar nu am să spun, dar mă voi informa. Vreau să fac un studiu special pe tema asta și să mă informez în legătură cu faptul acesta, faptul că fermierii nu mai sunt ce erau odată. Dar asta mai durează până ajungem noi acolo. Hai să ne uităm puțin la văcuțele noastre, să vedem ce au văcuțele noastre de mâncare pe aici. Rația totală mixtă, nimic. Iarbă mai au puțin tică. Apă le punem noi acum. 12 vaci nu sunt multe ce avem noi aici, dar văd că beau apă la greu și mănâncă și mai mult de atât. Deocamdată este bine cum avem noi situația. Nu știu dacă ați văzut, dar acolo la bază unde aveam grâu am chemat o grămadă de băieți cu din astea, cum le spune, cupe din alea. Am uitat și cum le spune, mă corectați voi în comentarii că de fiecare dată sunteți foarte atenți la videoclipurile mele
și știți de fiecare dată să mă ajutați cu fiecare întrebare pe care o am pentru voi. Mă duc repede să iau fendul, să încărcăm niște baloți și să venim repede să aducem niște baloți astăzi și vedem noi ce mai facem, pentru că avem mult de treabă. Ba chiar mă gândeam ca zilele viitoare să cumpărăm și ceva mașină. Vreau să cumpăr o mașină pentru nevastă mea, din cauza că este luna martie și în luna martie se fac cadouri, așa că vedem ce mașină îi cumpărăm. Dacă o să-i cumpărăm, dacă nu o să-i cumpărăm, asta este, o să aștepte până anul viitor. Dar eu zic că o să-i cumpărăm. Haideți că revin imediat cu tractorașul, cu fendul și să mergem după baloți. Dragilor, încerc și eu acum să plec de pe câmpurile astea. Vreau să mă duc la ferma cea mare să ducem baloții ăștia. Și vreau să vedem cum facem noi astăzi rost. Nu știu dacă o să găsesc, dar am nevoie de o cupă mare, pentru că cupele astea pe care le am eu mici, mă refer la vole, că mi-am amintit până la urmă despre ce este vorba. Volele pe care le am eu sunt destul de bune, destul de puternice. Ba chiar am vorbit cu băieții să-mi aducă volă și mai puternică de atât, pentru că astea am o cupă care este mai specială, să spunem, are vreo 7 tone și cupa aceea de 7 tone îmi ridică toate volele de spate în sus, mi le ridică în sus. Și având în vedere faptul acesta, vreau să găsesc o volă mai mare, cu putere mai mare și cu greutate mai mare, astfel încât să fie bună pentru rația totală mixtă. O să vedem cum facem să terminăm și să începem și cu rația totală mixtă, să avem ce să dăm de mâncare la animale. Deocamdată o să mai dureze, vreau să fac și un depozit special pentru o rație totală mixtă, o să vă arăt imediat pe tabletă și pe unde vreau să-l fac. Depozitul, de fapt, lasă că mergem cu mașina. Depozitul cu rație totală mixtă o să fie destul de departe de fermă. Din ce cauză? Vreau, păi, în primul rând, nutrețul ăsta ansilozat, în comparație cu alte nutrețuri, și are un miros specific. Plus de asta, vreau să mai și vând din el, că mirosul nu mă deranjează, că mirosul este în mijlocul câmpului, nu prea m-ar deranja asta. Dar faza este că vreau să mai vând din el și atunci el o să se adune foarte, foarte mult în fermă și va trebui transportat. Așa numai bine îl transportăm noi direct de acum, îl transportăm către o bază specială care va fi aici la Dumești. Și de acolo vor veni cumpărătorii și îl vor lua și vor face ce vor vrea din el. Ce am făcut? M-am blocat pe aici? Cred că m-am blocat puțin. Ia să destabilizăm puțin situația. De fapt să o stabilizăm, că s-a destabilizat. Și să-i dăm mai departe până la ferma cea mare. Deci planul de bătaie este în felul următor. Vreau să fac un bunker imens cu rație totală mixtă. Sper să-mi iasă. Sper să fie toată treaba bună. De altfel, mai avem de făcut buncăre de siloz. Chiar siloz avem foarte, foarte puțin. Noi nu prea am făcut siloz pentru animalele care o să vină. O să vină foarte multe animale, credeți-mă, și nu cred că le facem față. Fraților, nu e de joacă când e vorba de mâncare pentru animale. Dacă voi mă credeți pe mine că sunt fermier cu adevărat mare, credeți-mă că nu sunt. Dacă eram fermier cu adevărat mare, nu aveam 15 vaci. Aveam câteva sute de vaci, aveam 150 de vaci. Dar nu pot să am 150 din moment ce nu am ce să le dau de mâncare. Ați văzut și voi la mine că sunt baloți, sunt pe acolo, e făcut o grămadă de mascaradă pe acolo pe la mine, prin ferma cea mare, dar mâncare nu prea este. De altfel, vreau să mai fac zone de baloți și pe partea râului acolo. Am zis că vreau să fac și acolo mai de mult. Dar cum n-am avut timp acum, poate dacă îmi dedic timp mai în fiecare zi, că de mult zic eu că îmi dedic timp în fiecare zi, dar nu știu dacă o să fie așa cum vreau eu să mă țin de treabă în fiecare zi, pentru că nu în fiecare zi ai chef de muncă cum ai în alte zile. Asta o știe toată lumea. Dar sper să-mi găsesc cheful pe acolo pe undeva în fiecare zi și să fac o treabă bună, ca să vedeți și voi din ce în ce mai mult progres, pentru că ideile n-au dispărut. Ideile chiar sunt mult mai multe decât înainte și știu foarte multe lucruri ce vreau să fac pe aici, dar nu prea am timp. Ba chiar mă roagă lumea să mai fac și live. Chiar sunt mulți care mă roagă să fac live. Ba în seara asta chiar o să fac live, puțin acolo, măcar o oră, două,
dar după ce voi termina treaba pe aici prin fermă, intru și eu puțin în casă și să fie treaba mai cum trebuie. Ducem repede baloții ăștia și ne revedem de la locul unde va fi depozitul acela de rație totală mixtă și după aceea venim înapoi acasă ca să ne apucăm de desfăcut silozul și de făcut rație totală mixtă. Am ajuns în cele din urmă, o să descărcăm baloții aici în locul lor special. Sper să fie toată treaba bună și să se așeze frumos. Ia uitați-vă și voi ce frumos arată. Și acum o să vreau să văd și câți baloți avem, că acolo știu că avem o limită de baloți și nu știu dacă putem să-i punem pe toți. Deci numai puțin să dau remorca mai încolo și vedem imediat câți baloți avem până acum adunați aici. Ar trebui să fie o cantitate destul de mare. Avem 155 de baloți și mai avem capacitate până la 420 de baloți. Da. Deci avem 4000 de litri de baloți. După aceea, uitați-vă aici la siloz, nu este absolut deloc din cauza că silozul este în curs de preparare, în curs de facere și mai durează până se face. Dragilor, păi mă duc repede acasă, nu știu dacă mă duc acasă, că vreau să iau cu tot o altă mașină, să văd, poate găsesc Mercedes-ul, o să mă duc cu Mercedes-ul, nu cu GLE-ul, o să mă duc cu cealaltă, cu dubița, să vedem locul unde va fi amenajată frumoasa noastră bază pentru nutreț de ăsta însilozat, dar nu numai rație totală mixtă mă refer, că nutrețul însilozat avem aici la fermă, dar o să mai facem. Muncă multă, dragilor, muncim cu drag și spor fără niciun ajutor. Ne vedem în câteva minute și o să vă dau și cod, stați aproape. Dragilor, merg pe aici printre baloți și mă uitam acum, zic, băi, au ieșit o grămadă de baloți de pe terenul ăsta. Chiar n-am mai filmat când am făcut baloții pentru că am fost mai mulți tractoriști și am zis, băi, lasă filmatul că acum important este să-i facem cât mai repede și să fie cât mai bună treaba. Uitați-vă că în partea asta deja a crescut și grâul. Ultimul grâu pe anul acesta cel mai avem de recoltat. Cred că o să vin cu combina cea mică. Vedem cum facem, că vreau să-l recoltăm și pe ăla odată și să fie toată treaba bună. Plus, de altfel, vreau să fac și un drum ceva pe aici, că m-am săturat de iarba asta de pe aici. Nu mai suport absolut deloc, numai iarbă, drum deloc, nu este nimic pe aici. Vreau să fac un drum special pentru utilajele noastre să meargă pe aici, să fie toată... Uite ce bord aici, vai mama, am stricat, cred că jumătate din mașină s-a stricat cu groapa asta. E jale cu dumneștiul ăsta, trebuie reparat neapărat. Trebuie făcut ceva că nu se mai poate cu bortele astea. Mergem să vedem locul pe care îl vom cumpăra, locul care urmează să fie cumpărat pentru a avea acolo silozul. Și după aceea mergem acasă să desfacem cum ar veni bunkerul de siloz și să punem în tocătorul acela de rație totală mixtă și să facem pentru prima dată de când fac eu episoade de rație totală mixtă. Acum bunkerul sper să fie, cum îi spune, sper să ne ajungă. Aici, dacă știți voi, înainte a fost o fabrică de pâine. Aici, în locul acesta unde a fost fabrica de pâine, aici ne vom face noi baza pentru rație totală mixtă. Știi, o să spuneți că e prea departe, că bă, ne-am mintit că te-ai dus. Dar vă zic încă ceva. Suntem foarte aproape de calea ferată și fiind foarte aproape de calea ferată, dacă cândva se va pune calea asta ferată în funcțiune, că acum nu mai este în funcțiune, dar eu zic că dacă voi face ceva presiuni, uite, v-am zis eu că aici a fost fabrica de pâine, uite, pâine uscată pe jos, au aruncat ăștia cu pâine pe aici, n-ai văzut ce oameni. Aici vom face baza pentru rație totală mixtă sau să o facem în partea aceea pe deal, mi-ar place mai mult pe deal în partea aia acolo, să vedem cum facem. Ar fi mult mai fain să o facem pe aici pentru că, na, e altceva când te aventurezi cu tirurile pe aici, să le pui să urce, să coboare, să facă, să dreagă, dar e periculos în același timp din cauza că, na, tirurile astea cât să suporte și ele. Dacă e să facem aici baza de rație totală mixtă, după aceea o să trebuiască să tăiem copacii ăștia de pe aici, o să trebuiască să facem curățenii, o să trebuiască să nivelăm, să facem totul frumos pe aici.
Mă mai gândesc dacă o fac aici sau nu, pentru că este mult, mult de muncă, trebuie tăiați cu toți copacii pe aici, drumurile aranjate, totul făcut ca lumea. Pe de parte ar fi mai ferit. În partea aceea prea toată lumea se uită peste gard să vadă ce am eu și cum am eu. Plus în partea asta nu s-ar vedea mai nimic. Deci o mică fermă am putea să facem și în partea asta aici. Ne extindem, tot Dumeștiu va fi al nostru, doar că nu noi vom fi primarul acestui sat, va fi primarul celălalt, dar mă gândesc că odată ce o să fie tot satul al meu, o să vrea lumea să devin și primar, dar la vârsta asta nu cred că nu mai vreau eu să mai fiu primar. 68 de ani, mâine poi mine fac 69, fraților am îmbătrânit, parcă mai ieri eram pe la 60-65, pe la cât, pe la 67, pe la 67 de ani m-am apucat eu să fac vloguri și la 67 de ani, de la 67 de ani până la, stai, dar nu mă, ce vorbesc eu aici, vorbesc prostii, că nici m-am făcut de zici că nu e adevărat. Deci la 57 de ani m-am apucat eu de vloguri și acum am 58, merg pe 59. Nu știu ce ziceam eu cu 60. Eu într-un fel vreau să-mi dau ani din viață, înțelegeți voi, să mă fac cât mai longeviv. Dragilor, deoarece episodul acesta începe să devină prea lung, vă las codul și încheiem episodul pentru că nu vreau să fie chiar atât de lung și poate mai facem data viitoare lucruri pe care trebuia să le vedeți acum în episodul de astăzi. Așa că codul de astăzi este mai muncim și noi, mai muncim și noi pentru că deja stăm de foarte mult timp și nu prea facem progres din cauza că na, ba pandemie, ba război, ba una alta și noi n-am mai muncit de mult timp. Așa că, fraților, cam asta a fost cu episodul de astăzi. Noi ne vedem data viitoare la un nou episod și până data viitoare eu nu vă urez decât numai baftă!